Bună ziua și bun regăsit la ediția de astăzi, vineri 5 decembrie 2008 a web serviciul în limba română al redacției web din cadrul primăriei din Torino www.comune.torino.it și această ediție împreună cu toate celelalte ediții anterioare sunt disponibile pe canalul YouTube la adresa www.youtube.com și pe ecranele dumneavoastră în acest moment, dar și pe portalul nostru, Puteți găsi ambele adrese. Și acum știrile de astăzi. A fost prelungit până în data de 15 decembrie termenul de depunere a cererilor pentru obținerea unui ajutor economic pentru familiile numeroase cu patru sau mai mulți copii. Pot beneficia de ajutor familiile rezidente în Torino, care au o declarație IZ de până la 29.000 de euro. Informații pe portalul primăriei. Sâmbătă, 6 decembrie, cu începere de la orele 17 la Biserica Adventistă din Via Rosta numărul 3, grupul de romi Gabori din Transilvania, gru grup condus de soprana Claudia Clinrotaru rotaru de la Opera Română, va susține un concert de colinde. Spectacolul va fi dedicat familiilor de romi și invitațiilor acestora. Cu această ocazie va fi lansat și un CD de colinde în limba romanii. Duminică 7 decembrie de la orele 16 în Corso Mateoti numărul 11 va fi inaugurat noul sediu al Centrului de Ajutor dedicat vieții Sfânta Filotea. Centrul se adresează tuturor femeilor care se află în fața unei sarcini dificile sau neprevăzute și ezită să aducă pe lume copilul, oferindu-le un ajutor concret și o alternativă la întreruperea sarcinii. Coordonatele centrului sunt așadar Corso Matteotti numărul 11, numărul verde la care puteți chema este 853-69-99, iar orarul de primire este marțea de la 17 la 19 și sâmbătă de la orele 15 la 16. Președinta centrului este Elisabeta Ceată Burduja. Și tot duminică 7 decembrie de la orele 16 la 18 la oratorul San Luigi din via Ormea numărul 4, va avea loc prezentarea cărții Păsările cerului, Ucelii del celor de Vasile Andru. Organizator sunt asociația culturală Bucovina în colaborare cu asociația Columna din Padova și Liga românilor din Italia. După prezentarea cărții autorul Vasile Andru va ține o conferință pe tema Practica fericirii. Luni e sărbătoarea neprihănitei zămisliri, sărbătoarea religioasă care ne prelungește cu o zi sfârșitul de săptămână. Ocazie să exagerați cu distracția și să ieșiți chiar și din oraș, eventual la schi, căci sezonul sporturilor de iarnă a început în forță în stațiunile din regiune. Vale di Suza și Valchizone, cu pârtile care au găzduit Olimpiada de iarnă de acum 2 ani, Valli de Losola, di Lanțo, zona Cuneo sau Biela. O să ne ajute și vremea, căci se prevăd maxime pozitive pe toată durata sfârșitului de săptămână. Maxime care luni vor urca până la 6-7 grade, ajutate fiind și de soarele care vă străluci așa, ca de sărbătoare. Și acum, în final, o știre dedicată celor mici. În seara aceasta vine moșul, moș Nicolae sau Miculaș, cum mi se spune în Ardeal, sfântul copilor, căci moșul este așteptat an de an cu nădejde de către micuții care au fost cuminți și cu un pic de teamă, dar și de speranță de către cei care au fost mai năstrușnici. Așa, dar copii, pregătiți-vă cu grijă ghetuțele și cizmulițele, curățați-le, lustruiți-le și așezați-le lângă ușă. Moș Nicolae vine pe la geamuri noaptea. Vede copiii care dorm și sunt cuminți și le lasă daruri, dulciuri sau fructe. Odată cu darurile, moșul aduce și crenguțe aurii pentru cei mai năstrușnici. Vă mai spunem doar că la Biserica Sfântului Gheorghe Nou din București se află o parte din mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Nicolae, moaște donată de către Biserica Sfântul Nicolae din Bari. Vă lăsăm cu urarea ca Moș Nicolae să vină pentru toți plin de daruri și de bucurii. Și noi vă așteptăm la următoarea întâlnire cu Torino 8 Știri, marțea viitoare, 9 decembrie. Până atunci, un weekend minunat! La revedere și pe curând!